Astăzi vom face o nouă rețetă și haideți să vă spun despre ce avem nevoie. Eu am luat două vinete. Vom face vinete la cuptor cu brânză. Haideți să vedeți despre ce e vorba. Am luat două vinete. Le voi tăia în lateral și le voi tăia rondele. Nici foarte groase, dar nici foarte subțiri. Se vede, da? Sper. Acum o să le pun într-o tavă din asta ca să pot să le dau un pic de sare ca să-și lase să se scurgă zeama din ele ca să nu se să dispară amărăciunea aceea. Știți că de obicei asta e un pic amară. Eu cred că sunt și de la rezonare simânță un an. Și atunci o să-i dăm din abundență un pic de sare. Așa. Și le lăsăm până facem și celelalte ingrediente de care avem nevoie. Așa. Și o lăsăm aici deoparte, da? Acum, între timp ce vânăta noastră se scurge amărăciunea aia, am luat niște roșii și le vom tăia. Nu foarte groase, dar nici foarte subțiri. Potrivite. Roșii de mâncare eu fac. Să vedeți voi ce rețetă bună. Ia uitați ce roșii frumoase. Așa, și eu aici mai am. Așa. Iar acum am venit cu tava în care vei pune hârtie de copt. Să vă arăt să vedeți. Ia uitați cum își lasă apă. Deci, vedeți că se vede luciu, apa. Ia uitați. E, și acum intrăm și o spălăm cu apă rece, cu multă, multă apă. Da? Și după aceea vă arăt ce facem. Iar acum, ia uitați, le-am spălat și eu pe fiecare și usuc și o pun în tavă. Deci, pe fiecare. Da? Iar acum le-am pus în tavă, le-am mai rămas câteva, le suprapunem după aceea și pun câte o brânzică din asta pe fiecare asta și după aceea vin cu roșioară. O brânzică, o roșioară și așa până la termin. Și acum o să venim să punem câte un pic de piper. Am luat roșiile. Mi-am amintit după, între timp ce puneam. Ca să dea un pic de gust de sare, nu o să mai...
O să pun și un pic de sare. Dar foarte puțin. Așa. Și acum vin, cum ziceam, cu roșioarele. Sper să-mi ajungă. Nu le-am... chiar dacă sunt mai micuțe, nu face nimic. Nu e nicio problemă. Așa. Așa și uite, dacă mai rămâne, mai pun într-un pletăm așa. 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 Și acum cu astea care mi-a rămas și asta, le voi pune deasupra în colțuri. Ia uitați așa. Așa. Și peste ele mai am un pic de brânzică și voi pune un pic de brânzică. Că după aceea vă arăt ce va urma. Așa. Și acum, și acum vin cu brânzica din asta la alta, așa, este parmezan și o punem deasupra. Cuptorul l-am încins și le băgam la cuptor. Dar n-am terminat. După asta o să mai vină o nebunie. Așa. Wow. Cum arată? Cum arată? Este nebunie. Amestecă la ele. Chiar cred că o să pun toată ungurița. Așa. Ia uitați așa. Așa. Ola. Și acum o să vă arăt ce-am mai pun. Am pus două ouă, ia uitați aici, le voi bate și le vom adăuga pe deasupra. Așa. Culoare acum, ce culoare are, nu? Este bestială. Așa, și acum la cuptor cu ea. Ia uitați cum arată. Arată asta a noastră. Se poate mânca la cină. Se poate dimineața, cum vrem noi. Ia. Un pic să pun pe farfurie. Eu o să vedem acolo. Ia. Este
făcută. Bine, cu un cuțit. Ca să poți să tai. Și să vă arăt. Ia uitați. Ce ușor se taie. E foarte fierbinte acum, dar când se mai răcește brânzica așa asta. Nu vă spun cum este. Așa că ia uitați cum arată. Așa că dacă v-a plăcut rețeta mea, eu vă spun tot la treabă. Rețeta improvizată. Și îmi dați-mi și mie un share. Deget, că este gratis. Și dați la prieteni mai departe. Și lăsați un comentariu dacă v-a plăcut sau nu. Pa, la revedere!